În zona Ciuflea începem sondajul, cetățenii claxonează cu plăcere, entuziasmați, mulțumesc, împotriva lui Dodon. Iarăși, vedem, este cel mai autentic, cel mai real sondaj, neforțat. Mulțumim frumos, jos cu locul! Cetățenii participă, reacționează, lucrul ăsta îl apreciem. Foarte, foarte! Mai claxonează, fac filmări, posteri, dragii друзья, я вас приветствую с командой нашей партии. Здесь, в зоне церкви Чуфля, наша партия Рената Усатова, мы продолжаем народный опрос против Дадона. С удовольствием, с энтузиазмом граждане участвуют в этом опросе, и большинство высказываются против Дадона. Это радует, особенно мы благодарим женщин, которые, вот как мы заметили, больше, чем мужчины, участвуют в этом опросе. Stimați prieteni, vedeți live partidul nostru Renato Usatăi, cum cu mare plăcere, entuziasm, cetățenii participă la acest sondaj și îl claxonează pe Dodon. Vă mulțumim frumos, neforțat, nesilit, încă o dată vă spunem, cel mai veridic, cel mai exact și mai corect sondaj, iată unde îl claxonează în marea lor majoritate cetățenii, pentru că s-au săturat de Culioc, reacționează la jos Culiocu! Dodon, fiind asociat cu Culiocu, Dodon este Culioc, Culiocu este corupție, iată reacția cetățenilor, vă mulțumim frumos, jos Culiocu! Mulțumim frumos! Toată lumea participă neforțat, nesilit, încă o dată, sondajul popular contra lui Dodon, partidul nostru Renato Usatăi, aici, în zona Ciuflea. Jos Culioc!
Чос кулек! Все троиц! Чос кулеку! Чос кулеку! А кто? Здравствуйте! Будьте здоровы! Здорово! Народ устал от Додона, и в основном люди сигналят и сигналят. Вот, вы слышите, это все в поддержку, в кавычках, в поддержку Додона, а не те рейтинги, которые он рисует с помощью своих троллей, с помощью оплаченных агентов, которые ему рисуют фальшивый рейтинг. На самом деле его рейтинг очень низкий, и народ устал. Народ устал от его бездействия и zona Ciuclea, partidul nostru Renato Usatăi, pentru prima dată simultan facem sondajul popular în zona Buicani și la Rășcanov, că aveți posibilitate să vedeți simultan, concomitent, în câteva locații desfășurarea sondajului popular protiv Dodona, contra lui Dodon, neforțat, liber, cetățenii claxonează. Jos Culiocu! Claxonează aici în stradă, mulțumim! Vedeți, cel mai corect, cel mai veridic sondaj uniste Dodon și atitudinea cetățenilor Republicii Moldova aici în trafic, mulțumesc, față de Culioc. Jos Culiocu! Dodon este Culioc, Culiocu este corupție! Dodon este corupție! Uitați-vă încă o dată, priviți acest live simultan, zona Ciuflea! Aici, în zona centru Chișinău, mulțumim, jos Culiocu, Rășcanovca și Buiucani, sondajul popular al partidului nostru, Renato Usatăi, mulțumesc, jos Culiocu. Și vedeți live, uitați-vă, atitudinea și reacția, nota pe care cetățenii o dau lui Dodon, live, aici, în stradă. Chișinău cu entuziasm și plăcere participă la acest sondaj, sondajul popular contra lui Dodon, protiv Dodona, realizat în stradă, live. Câteva locații suntem în Chișinău, zona Ciuflea, priviți live, Rășcanovca și Buiucani, partidul nostru Renato Usatăi. Transmitem live nota pe care cetățenii Republicii Moldova în stradă i-o dau lui Dodon. Marea majoritate contra lui Dodon, protiv Dodona. Acușim repart. Repart plăcatul. Să trăiți, mulțumesc, jos cu eu. Thank you.
Stimați cetățeni, stimați cetățeni, deci vedem cu toții care este sondajul adevărat al poporului și nu sondajele desenate de către președintele actual Igor Dodon. După părerea mea, după acest sondaj popular, eu consider că ar fi o rușine ca domnul Dodon să-și mai dea o dată candidatura. Jos cu locul! Împreună vom învinge! Acțiunea sau sondajul popular organizat de partidul nostru Renato Usatăi la Chișinău. Suntem cu colegii în zona Ciuflea, mulțumim, jos cu locul. Suntem în zona Ciuflea, live mai suntem câteva echipe la Buiucani și Râșcanovca. Reacția cetățenilor este ca de obicei fantastică. Marea majoritate jos cu locul. Marea majoritate se pronunță clar împotriva lui Dodon. Dodon este cu locul. Cu locul este corupție. Dodon este corupție. Asta este reacția cetățenilor. În stradă noi facem live, direct. Acest sondaj, mulțumim, jos cu locul. Ca să ne priviți, să se convingă toată lumea care este atitudinea, ce notă cetățenii Republicii Moldova îi pun cu locul lui Dodon. Suntem în zona Ciuflea, reacția este fantastică, pe măsură cum și-a fost până acum. Sondajul popular contra lui Dodon, protiv Dodona. Mulțumesc! Mulțumim! Jos cu locul! Mulțumim! Jos cu locul! Life. Браво, браво. Браво, браво. Care au
salutăm, stimați prieteni, aici. Mulțumim frumos, jos cu locul. Vă salutăm aici, în zona Ciuclea. Partidul nostru, Renato Usatăi, sondajul popular protiv Dodona, împotriva lui Dodon. Cetățenii participă neforțat, nesilit, marea majoritate se pronunță împotriva lui Dodon, împotriva Culiocului, Culiocul fiind corupției Dodon. Jos Culiocul! După cât ați observat în acest live, este o reacție uriașă împotriva președintelui actual Igor Dodon și cu certitudine pot spune că nu mai are șansă de a deveni președintele al acestei țări. Să fim cu toții uniți și să știm ce votăm, ca pe urmă să nu ne pară rău. Puterea este în adevăr. Jos cu locul!
Лайф, лайф!
Iarăși vă salut cu mare drag, stimați prieteni. Fantastic, plăcut. Reacția cetățenilor în stradă, sondajul popular. Mulțumim, jos cu Liocu. Sondajul popular, partidul nostru Renato Usatăi. Live vă transmitem reacția cetățenilor și atitudinea lor față de Dodon. Dodon este cu Lioc. Cu Liocu este corupție, Dodon este corupție. Neforțat, nesilit. Cel mai autentic și cel mai corect sondaj aici, în stradă, cetățenii spun că sunt categoric contra lui Dodon. Jos cu Liocu! Vedeți? Lumea trece, claxonează. Noi suntem live nu numai aici la Ciuflea, echipa partidului nostru. Avem echipe la Rășcanovca, chiar acum Buiucani. Vedeți în mai multe zone a Chișinăului. Practic Chișinăul azi participă la sondajul popular contra lui Dodon, protiv Dodona. Vedeți toată țara, o lume întreagă vede atitudinea cetățenilor față de Dodon. S-au săturat de Dodon. Mulțumim, jos cu Liocu, jos cu Liocu. Este un semnal foarte, foarte clar că cetățenii Moldovei sunt contra lui Dodon. Reacționează la mesajul jos cu Liocu. Au înțeles că este corupt. Și nu mai vreau, noi continuăm zilnic acest sondaj. Încercăm în toate raioanele Moldovei, dar astăzi, pentru prima dată, am încercat un live simultan de la Ciuflea, la Rășcanovca și de la Buiucani. Vrem reacția, o vedeți? Live, jos Dodon, jos cu Liocu împotriva lui Dodon. Mulțumim frumos! Fantastică reacție, mulțumim frumos! Jos cu Liocu! Lumea mai și claxonează, mulțumim! Toți participă cu drag, cu entuziasm în acest sondaj. Testăm reacția, întrebăm cetățenii dacă sunt sau nu contra lui. Jos cu Liocu! Marea majoritate, transportul municipal, public, reacționează, participă în sondaj și se pronunță împotriva lui Dodon. Să trăiți, noroc! Jos cu Liocu! Ай, сиди, делаю.